După amenajarea trotuarelor și asfaltarea străzilor adiacente celei mai importante artere rutiere din zona de vest a Bacăului, se lucrează la amenajarea de parcări și asfaltarea căilor de acces între blocuri. Este vorba despre strada Mioriței, unde se amenajează în aceste zile 100 de locuri de parcare între blocurile Mioriței 29 și 31, iar căile de acces sunt asfaltate. În total vor fi amenajate numai puțin de 600 de locuri de parcare pe strada Mioriței. Dacă ne ajută vremea și dacă nu plouă astăzi, sperăm să terminăm amenajarea acestei parcări în cursul zilei de astăzi, dacă nu, la fel condiționați de vreme, mâine sau cel târziu luni. Sperăm că nu va ploua în toate aceste zile. Lucrările de reabilitare a infrastructurii urbane din zona Mioriței 9 Mai, Vântului, Vadul Bistriței constau în modernizarea a 2800 de metri de străzi și respectiv peste 37.000 de metri pătrați de carosabil. Modernizarea nu presupune doar asfaltarea părții carosabile, ci și reabilitarea trotuarelor, respectiv a circa 26.900 de metri pătrați de trotuare. În ceea ce privește asfaltarea arterei rutiere, aceasta se face etapizat pe tronsoane, urmând a fi finalizată la sfârșitul lunii, dacă vor fi favorabile condițiile meteo.